Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou live aici pe pagina startup.ro. Eu sunt Vlad Andriescu și astăzi discutăm despre finanțări pentru companii mici și foarte mici. Finanțări care sunt foarte importante pentru a crește business-ul, pentru a achiziționa noi echipamente, pentru acel boost de care are nevoie orice afacere în România. Și pentru a răspunde la toate întrebările voastre, pentru că este o emisiune deschisă și vă invităm să lăsați un comentariu pe pagina startup.ro, suntem live și într-un watch party pe grupul Antreprenori de România. Salutare! Puteți să lăsați și acolo întrebări. Am alături de mine pe Marian Ene, director general adjunct la BTMIC, divizia de microfinanțare din cadrul Banca Transilvania, o companie de sine stătătoare, cum discutam înainte, și care ajută mulți antreprenori în România. Bine venit, Marian! Salut, salut, Vlad! Deocamdată 10.000, dar avem gânduri mărețe, dar ne dorim mult mai mult de atât. Mă bucur să aud cifra asta. Apropo de să facem o introducere pentru cei care se uită, sunt convins că probabil mulți dintre cei care au intrat acum în live știu de voi, poate au interacționat, poate chiar sunt clienți. Cu ce se ocupă BTMIC? Și ai menționat de 10.000. Dăm câteva statistici până astăzi. Păi, înainte de toate, BTMIC se ocupă cu finanțarea afacerilor mici și foarte mici. Avem deocamdată 10.000 de clienți și, așa cum spuneam, ne dorim să ajungem mult mai departe de atât. Cred că mai important decât statisticile sunt ceea ce facem, este ceea ce facem efectiv. Efectiv, încercăm să avem o abordare altfel decât restul pieței și încercăm să ieșim puțin din convențional, încercăm să ieșim puțin din șabloane și să oferim o abordare personalizată pentru fiecare afacere, indiferent de dimensiunea ei și indiferent de momentul la care s-a înființat. E drept că de când am pornit pe startup.ro, avem discuții cu cititorii noștri care fiecare persoană care are o afacere are niște nevoi de la bancă. Și poate zona aceasta de companii mici, mijlocii, foarte la început, era neacoperită. E dificil să te duci la bancă, să iei un credit dacă ai, nu știu, 6 luni de activitate, venituri puține, n-ai ce să arăți în spate. Care e modelul pe care funcționați voi? Ce tip de afaceri puteți să ajutați? În momentul în care decizi să intri în antreprenoriat, și e un moment foarte curajos, în momentul în care decizi să intri în antreprenoriat, cel mai probabil ai o idee, probabil că ai puțină pricepere și foarte multe întrebări. Unde să fac, cu ce să fac, cu cine să fac, și aici mă refer la resursa umană, cui să vând, la clienți, ce să vând, produsul, da? Cam astea sunt întrebările la început. În momentul în care ideea ta devine validă, atunci poate interveni și BTMIC. Când devine o idee validă? În momentul în care e validată de piață. În momentul în care e validată de piață este momentul în care ai un produs și ai clienți. În momentul în care ai un produs și ai clienți, în momentul ăla poate interveni BTMIC și îți poate fi de folos. Din statisticile noastre am observat că asta se întâmplă undeva la 3 luni, minim 3 luni de când te-ai înființat. Adică de atunci poți intra într-o analiză cu BTMIC. Deci, ca să, nu știu, să-mi imaginez un exemplu, pentru că suntem pe o stradă unde deja sunt vreo 3 cafenele, mi-am deschis o cafenea, am investit niște bani, am venit de acasă cu ei, am dotat, am angajat oameni, am pornit business-ul. E drept că e dificil până îmi aduc clienții, trec 3 luni, am niște venituri, dar am nevoie de stabilitate, să spunem, să plătesc angajații, să mai iau o mașină de cafea bună. Mă duc către voi? Da, e un moment bun să vii către noi, pentru că și cum e, dacă nu avem neapărat niște situații financiare care să ne rate niște cifre wow în perioada asta, pe noi ne interesează că tu ești un om de bună credință, da? Te pricepi la ceea ce faci, ești într-o zonă ok și îți dorești să duci business-ul ăsta mai departe. Dacă ai clienți, ești de bună credință, da? Și îți dorești să duci business-ul mai departe, e un moment bun să intri într-o colaborare cu BTMIC. Ce alte condiții trebuie să îndeplinească afacerea? Ce fel de afacere, de fapt, vedeți voi, pentru că menționai de 10.000, Da.
și poate ajungeți spre 11.000 spre final de an, ce condiții trebuie să îndeplinească și care, în general, care sunt domeniile dinspre care vin? Avem o granularitate extrem de mare în zona domeniilor. Nu avem o concentrare pe un anumit sector de activitate. Credităm în toate sectoarele de activitate. Condiția principală să intri în zona de analiză, așa cum spuneam, este să ai o idee validă, să ai un minim 3 luni de venituri, da? Minim 3 luni de activitate și, bineînțeles, să ai o afacere mică. Core marketul nostru e undeva la cifră de afaceri sub 500.000 de lei și, bineînțeles, toate celelalte forme de organizare, PFA, II, AF, forme de organizare care nu sunt neapărat familiare sistemului bancar. Am înțeles, pentru că sunt ceva oameni care ne urmăresc și vă mulțumesc. Vreau să vă reamintesc că formatul după care funcționăm este că, dacă aveți orice curiozitate specifică pentru business-ul vostru, pentru finanțare, dacă sunteți încă în fază de idee, dar vă gândiți cum să ajungeți mai departe, puteți să puneți o întrebare în comentariu, eu o să o citesc aici, live, am avut și un formular pe site pentru a anunța acest live și o să mai iau întrebări și de acolo. Deci puneți întrebări, suntem live aproximativ 30-35 de minute, curaj și veți primi răspunsuri. Așa, ducându-ne un pic mai departe, pentru că vorbim de beneficiu este pentru companiile mici, inclusiv diferite forme de organizare, cum ai spus tu, inclusiv PFA. Hai să vorbim și despre limitări. Ce limitări are, să spunem, o creditare dinspre BT Mic către un antreprenor față de o creditare obișnuită? Da. BT Mic, în realitate, este o creditare obișnuită. Așa cum spuneam, nu am reinventat noi creditul. În schimb, abordarea noastră este altfel. Simțim cu toții că trăim în epoca lui pe repede înainte, unde firmele de cele mai multe ori sunt analizate printr-un șablon, da? Îndeplinești, bifezi, da. ai niște bife, computer say yes or computer say no. La noi contează foarte, foarte mult factorul uman. Omul este cel cu care interacționezi, el este cel cu care intri în parteneriat și el este cel care trebuie să înțeleagă business-ul și afacerea ta. Din punctul ăsta de vedere, suntem extrem de deschiși. Deci cea mai importantă resursă noastră sunt oamenii noștri care sunt specializați să facă asta. Ca și limitări, așa cum spuneam, ar trebui să ai un minim de 3 luni de activitate, aia e perioada în care ți se validează ideea, iar apoi mai avem niște limitări în zona de sumă, pentru că, așa cum spuneam, finanțăm afaceri mici și de cele mai multe ori nevoile ale afacerilor mici sunt și ele la rândul lor niște nevoi mici, dar nici aici nu suntem foarte limitativi, în sensul că putem finanța până la undeva la 200.000 de lei. Per client. Din nou, suntem extrem de flexibili și în zona de garanții, pentru că știm că atunci când ai o afacere mică, ești mic, ești la început de drum, probabil că nu ești neapărat dispus sau nu ai neapărat garanțiile necesare pentru un credit obișnuit, așa cum spuneai tu mai devreme. Știu că suma poate să crească puțin de la 200.000 dacă vorbim de afaceri agricole. E suma ceva poate, diferit? Da. Suma poate crește puțin dacă vorbim de afaceri agricole. Putem ajunge până la 400.000 de lei. Asta dintr-un motiv foarte simplu, pentru că în zona de agricultură investițiile sunt ceva mai mari decât în businessurile clasice și de aici și o nevoie ceva mai mare. Am înțeles. Avem și o întrebare de la Georgeta Huidan. Mulțumesc pentru întrebare. Apropo de ce 3 luni minime pe care trebuie să aibă business-ul, dacă există, care este minimum de vânzări pe cele 3 luni? Adică dacă eu am 50 de lei, am văzut cafea de 50 de lei, ca să iau exemplu anterior, sau de 10.000 de lei? Nu există neapărat un minim de vânzări, Georgeta. Analizăm, așa cum spuneam, faptul că ideea este validată, că există vânzări la momentul ăsta și poate chiar creditul BT Mic este cel care ți este ție necesar sau oricărui alt antreprenor ca aceste vânzări să crească. Deci nu există un nivel minim de vânzări, ne interesează foarte mult și perspectiva business-ului. Pentru asta trebuie să înțelegem, ca să-l înțelegem, doar tu ești cea care ni-l poate explica.
Apropo de înțelegere și ai menționat de oameni și știu că modalitatea de lucru e că antreprenorul depune o cerere online, vrea un credit, iar apoi e contactat de voi. Da. Și faceți și o vizită la sediul firmei. Sigur. Ce căutați acolo de fapt? Adică pentru că dacă nu vă bazați pe șabloane, pe birocrația tradițională, practic, corect, care securizează un credit, la ce vă uitați în acea vizită? Ce trebuie să, cum ar trebui să se pregătească un antreprenor? În afară de să se... Nu trebuie să se pregătească, nu trebuie să se pregătească în niciun fel. Ar trebui să fim tratați și considerați ca oricare alt partener. Și atunci când ai un partener și dorești să intri într-o relație de afaceri cu el, cu siguranță că există o întâlnire în care vrei să te cunoști, vrei să înțelegi business-ul, vrei să înțelegi care este nevoia. Da? Și vrei să înțelegi cum poți tu dimensiona finanțarea pentru a realiza acea nevoie și cum poți merge mai departe împreună, cum poți fi de folos în povestea asta. Deci nu urmărim niște lucruri anume, urmărim să cunoaștem antreprenorul, să cunoaștem ideea de business, să cunoaștem dacă businessul respectiv are sau nu are clienți, are sau nu are perspectivă și care, bineînțeles, care este nevoia legată de finanțare și să-i răspundem în consecință, firește. Aveți nevoie de planuri de afaceri și alte lucruri de tipul, nu, de tipul, nu, acesta? Nu, nu, nu. Nu suntem fani business planuri și strategii de business. De altfel, undeva la 60% dintre clienții noștri sunt 60% dintre clienții noștri, pentru ei suntem primul creditor. Deci BTMIC are pe lângă rolul de finanțator, are și un rol important în zona de educație financiară. Primul credit să nu înțelegem. Se uită niciodată. Da, exact. Trebuie să înțelegem business-ul și mai departe construim împreună business plan-ul, construim împreună strategia și vedem exact unde și cum putem fi noi de folos. Deci ne puteți trata și ca pe un consultant, dacă înțelegem bine, avem priceperea să putem veni cu un plus valoare. Apropo de aceste vizite și de faptul că aveți 10.000 de business-uri finanțate, care ar fi motivele pentru care business-urile nu ar fi finanțate după vizită? Să spunem că dacă ați ajuns în acea fază, deja acea afacere îndeplinește niște criterii. Sigur. pentru a fi eligibilă. Care ar fi motivele pentru care ar fi refuzat un credit după vizită? Așa cum spuneam și mai devreme, am avut nu puține vizite în care după ce am plecat de la afacere, clientul a rămas cu ideea că într-adevăr nu e un moment să facă un credit. Poate că nu-și dimensionează bine cheltuieli viitoare, poate că nu-și dimensionează bine investiții viitoare, poate că un comportament de plată trecut al lui sau al firmei respective îi aduce ceva dezavantaje într-o eventuală relație viitoare cu noi. Așa cum spuneam, dimensionăm împreună, ne gândim împreună și decidem de comun acord. În mare, cam astea sunt motivele pentru care refuzăm zona asta de o dimensionare nu neapărat adecvată a unor investiții viitoare sau a unor investiții în zona de capital de lucru. Puteți să spuneți, nu știu, inclusiv dacă există un business care vrea să ia un credit de la voi, dar vă dați seama că într-un fel sau altul suma maximă, 200.000 de lei, nu e suficientă pentru nevoile lui imediate. Exact. Și să iei jumătate din lucrurile pe care le dorești cu un credit, nu e tocmai un comportament, corect, financiar responsabil. Aveți și astfel de interacțiuni care spune, băi, ai nevoie de mai mult aici? Sau regândește planurile? Avem, bineînțeles, avem și în direcția asta unde ai nevoie de mai mult, avem și multe în care ai nevoie de mai puțin, pentru că tendința de cele mai multe ori este să ceri mai mult decât ai... Să fii acolo. Să fii acolo, să ceri mai mult decât ai nevoie. Și aici avem o responsabilitate foarte importantă, pentru că știm că tot ceea ce este peste ceea ce ai nevoie, tot ce e surplus, își găsește cheltuială, își găsește de lucru. Că știi cum e, dacă ai bani, găsești pe ce să-i folosești. Și de cele mai multe ori îi duci în afara business-ului. Și ducându-i în afara business-ului, îți creează o cheltuială în plus pe care trebuie să o suporți din business și îți poate contamina și restul business-ului. De asta e foarte important să dimensionăm corect, să facem lucrurile bine, să le facem cu pricepere și să existe comun acord cu clientul. De asta trebuie să înțelegem bine ce se întâmplă acolo.
Contează, pentru că vă uitați după venituri, dar contează și pierdere dacă un business are venituri, dar să spunem, în la final de lună, în balanță, nu arată lucrurile bine. Poate au făcut investiții mari, poate angajații sunt o presiune financiară. Contează mult și echilibrul acesta? Evident, contează. Contează viabilitatea business-ului pe termen mediu și lung, dar, repet, s-ar putea ca la început, cel puțin, cheltuielile să fie mai mari decât veniturile și asta este un lucru absolut firesc, pentru că știm cu toții că există niște cheltuieli pe care le faci doar la început. Da? Și ai nevoie mai departe, dacă ideea de business e validată, dacă ai clienți, ai produs, ai nevoie de mai departe fix de un astfel de imbold ca lucrurile să meargă bine mai departe. Poate chiar de un credit ai nevoie. Mai avem întrebări, mulțumim pentru întrebări. Dacă aveți, puteți să lăsați în comentarii. Dacă finanțarea se poate oferi și pentru achiziția punctului de lucru sau doar pentru cheltuieli lunare / echipamente? Acordăm credite pentru capital de lucru, acordăm credite pentru investiții și credite pentru destinație mixtă, inclusiv investiție și apoi și partea de capital de lucru. Că știm cu toții că dacă faci o investiție, cu siguranță ca să o pui la lucru, mai ai nevoie și de capital de lucru. Deci, în mare, acordăm credite cam pentru orice, mai puțin pentru zona asta de consum. Ne dorim ca creditele pe care noi le acordăm să meargă în business, aducă plus valoare business-ului și nu neapărat să meargă în zona de cheltuieli personale. Adică nu vă sfătuim să mergeți în vacanță sau să vă cumpărați televizoare, laptopuri și telefoane de ultimă generație cu creditele de la BTMIC, pentru că nu e neapărat în folosul vostru ca antreprenori înainte de toate. Și cu siguranță cu creditele BTMIC probabil că nu o să poți construi un cartier rezidențial decât dacă e foarte mic. O casă, să spunem. Da, da, da. Poate. În cât timp trebuie, în cât timp are scadența un credit? Pe ce perioadă îl dați? Acordăm credite, de cele mai multe ori acordăm creditele astea simpluțe cu flexibilitate în zona de garanții până la 5 ani. Creditele de capital de lucru le acordăm până la 3 ani, creditele de investiții sau destinație mixtă până la 5 ani, dar acolo unde sunt investiții mai mari putem merge și până la 7 ani. Deci mergem pe o perioadă firească pentru creditarea din zona bancară. Am înțeles. O să mă întorc spre o întrebare pe care am primit-o înainte de acest live de la Tudor Tamaian sau Tămâian. Dacă există produse bancare de finanțare pentru antreprenori, nu știu dacă e fix pe BTMIC, dar să vedem. Există produse bancare de finanțare pentru antreprenori care accesează fonduri europene până la prețurile făcute de UE? Da. Care sunt perioade moarte câteodată. Banca Transilvania are soluții pentru orice fel de nevoie a antreprenorilor, pornind de la afacerile la început de drum, Startup Nation, suntem cel mai mare finanțator prin Startup Nation și BTMIC, până la firme care ajung în zona de large corporate. Da, există, avem un departament specializat, se numește Departamentul de Programe Europene, acolo putem acorda credite punte până la primirea sumelor de la Comisia Europeană sau de unde... Am înțeles. Deci se poate. Da. Se poate și vă sfătuim să apelați la oricare unitate a Băncii Transilvania pentru detalii. Pentru că ai menționat de programe și în ultimii 2 ani am avut deja 2 ediții Startup Nation. Vedem ce avem pe viitor, pentru că se anunță niște schimbări acum cu schimbările de guvern. Da. Sunt acolo 16.000 de firme, 17.000 de firme, mai mult sau mai puțin. Acele firme pot veni în timpul implementării proiectului și către BTMIC, să spunem, poate ori n-au luat un credit punte, obișnuit de la Banca Transilvania, sunt două variante. N-au luat sau dacă au luat, dacă le pot completa cu o finanțare prin BTMIC, evident dacă au venituri. Sigur că da. Startup Nation e un program care pe noi, Banca Transilvania,
ne-a bucurat extrem de mult, pentru că Startup Nation s-ar putea să fie chiar soluția aia care să-ți facă ideea operațională. Exact ce spuneam mai devreme, mm-hmm. pentru că atunci când ai o idee și multe întrebări, s-ar putea ca Startup Nation să-ți răspundă la parte din întrebările astea. Avem clienți care vin din zona de Startup Nation, de altfel cei care au fost în prima ediție, acum e fix momentul lor la care vin către BTMIC, momentul la care au avut investiția, au pornit business-ul și acum au nevoie de push-ul ăla să facă un pas înainte. Da, se întâmplă asta și chiar avem o colaborare bună cu clienții noștri, clienții Băncii Transilvania, care fac pasul de la Startup Nation către BTMIC. Și cum, să spunem, pentru un client, mă duc spre cazul Cerite, în care da. Există un client care apelează la voi, are nevoie de finanțare până în 200.000 de lei. Da. Afacerea merge, dar vreau mai mult. Da. Merge mai departe spre o altă finanțare bancară mai sus, spre Banca Transilvania, spre banca mamă, să spună așa. Oferiți și voi consultanță tocmai ca să îi duceți către ceea ce au nevoie? Ăsta e scopul nostru, în realitate. Banca Transilvania a creat un ecosistem financiar cu soluții, așa cum spuneam, pentru toate dimensiunile de afaceri, atât soluții financiare cât și soluții non-financiare. Cum ne place nouă să spunem în intern, noi suntem grădinița, îi pregătim mai departe și ăsta este scopul nostru, să-i ducem mai departe către zona de bancă, către zona de micro și IMM, către școala generală, ei mai departe merg către mid-corporate, către liceu și large corporate, facultate și studii post-universitare. Ăsta e rolul nostru și din ce am înțeles la momentul ăsta, antreprenorii nu au nevoie doar de finanțare acum și rolul nostru este unul dincolo de zona asta de finanțare și de asta Banca Transilvania oferă pentru clienții ei atât soluții în zona de educație financiară. Avem Clubul Întreprinzătorului Român, este cea mai mare zonă din asta de networking și educație financiară, cel mai mare club de antreprenori și avem de asemenea și BT Store, este un store din ăsta intern pentru clienții Băncii Transilvania, acolo unde unde oferim acces la produse și servicii ale partenerilor noștri pentru toți clienții Băncii Transilvania. Deci oferim mai mult decât soluții financiare, intrăm mult și în zona asta non-financiară. Apropo de asta, am putea spune, pentru că citim știrile despre faptul că în ultimii ani economia României a mers bine cu diferite steluțe de subsol, dar nu intrăm în detalii astea, nu e subiectul nostru, dar am putea spune că în momentul de față e mult mai ușor pentru antreprenori să obțină finanțare, pentru că acum au diferite opțiuni în piață, adică dacă vrei să obții o finanțare, practic ai toate șansele. Eu pot vorbi din punct de vedere al BTMIC. Dacă îți dorești cu adevărat o finanțare și, așa cum spuneam, o idee validă, cu siguranță că poți avea acces la finanțare. Dacă facem o comparație cu anii 2006-2007, cu siguranță că oferta este mai largă la momentul ăsta în piață, dar nu este de ajuns doar să vrei, important este să și poți. Am înțeles. Cosmin Răireanu scrie, e destul de specific Cosmin, e drept, putem să răspundem, poate Marian să răspundă practic după emisiune, poate în scris la comentariul tău, dar o să, e client BT de 5 ani și a avut o trecere de la micro la corporate. Vorbește despre faptul că iau cresc cu cheltuiere. Dar când se face această trecere, apropo, de la micro la corporate? Specific, efectiv, trecerea de la micro la corporate se face atunci când cifra de afaceri a firmei depășește undeva 9 milioane de lei. Din momentul în care depășești 9 milioane de lei, ești clasificat ca fiind mid-corporate și de la momentul ăla
ai o altfel de abordare, o abordare gen corporate mult mai mult mai personalizată, sau cel puțin asta încercăm să facem. Atunci ce să spun, Cosmin, felicitări pentru... Felicitările noastre. Da, uite, chiar și noi avem clienți BTM care la momentul ăsta au ajuns la nivel de mid corporate. Au plecat cu noi în 2016 și acum ne mândrim cu ei, da, că sunt vârfurile noastre, să spunem așa. Am înțeles. Oricum, Cosmin, pentru detalii o să dăm mai departe comentariul tău ca să se uite oamenii mai cu atenție. Revenind la discuție și puteți să mai întrebați, mai avem aproximativ 10 minute. Care sunt, să spunem, în preac statistice, pentru că, evident, în orice finanțare există un risc de fiecare parte, și la bancă, și la antreprenori. 200.000 poate fi o sumă destul de... poate să fie mică, până la urmă. Și vă manageriați riscul. Din 10.000, să spunem, câte finanțări n-au avut succes? E important să ne uităm și asta. E adevărat, e important. O să răspund simplu la asta. Numărul finanțărilor care nu au avut succes este unul infim față de cele care au succes, da? Și față de bucuria pe care o avem că putem să fim alături și aproape de niște business-uri, niște momente importante. Cum ne mitigăm noi riscurile astea? Spuneam exact cu resursa cea mai importantă pe care o avem. Nu folosim șabloane, folosim oameni. Oameni cu pricepere, oameni care înțeleg, da? Uh-huh. Și odată ce înțeleg business-ul, pot să susțină mai departe și pot dimensiona mai departe o finanțare în consecință. Deci, de cele mai multe ori ne mitigăm riscurile cu oameni care întocmesc analiza asta. De multe ori, business-urile nu sunt deschise de către oameni care au un background financiar sau care se pricep să se uite într-un PNL. E firesc. Sunt oameni pasionați, poate, de domeniul lor, voi să ducă mai departe. Ce faceți cu aceștia, practic? Întâlniți un antreprenor care are nevoie de finanțare, dar știe foarte bine business-ul lui, domeniul, dar nu neapărat și cifre. Cum îi ajutați? Nu avem, așa cum spuneam și mai devreme, nu cerem business planuri, nu cerem strategii de dezvoltare și așa mai departe. Vrem să înțelegem. Odată ce înțelegem, lucrurile devin simple și cerem un singur lucru de la antreprenorii noștri. E un judgmental foarte, foarte simplu. Ne dorim ca atunci când solicită un credit să-și facă planul până la capăt. În momentul în care soliciți o sumă de bani, e important să știi pe ce perioadă ai nevoie de ea și ce vrei să faci cu banii aia. Și mai important, în cel mai rău caz, ce sumă de bani la rândul ei îți produce suma aia pe care ai împrumutat-o de la bancă. Și până la urmă e o matematică, e o aritmetică simplă. Da? Dacă ceea ce ai împrumutat plus dobânda, plus costul pe care îl plătești pentru creditul respectiv este mai mic decât ceea ce îți produce suma asta de bani, da? În cel mai rău caz, înseamnă că ai făcut un deal bun și e bine să te asociezi cu banca. Indiferent de ce cunoștințe financiare le lipsesc antreprenorilor, important este să fie urmăriți de bună credință și să fie deschiși și cu noi, cu oamenii noștri, astfel încât să înțelegem și putem, așa cum spuneam mai devreme, să devenim și un consultant în zona asta. Am înțeles. Mai avem câteva minute. Vă invit să mai puneți întrebări pentru a avea un dialog în această transmisiune live. Dacă mai aveți întrebări după ce se încheie acest video rămâne pe pagina startup.ro, puteți să puneți comentarii și acolo și pe transmite mai departe pentru a fi răspunse. Dacă nu veți să scrieți pe Facebook, puteți să ne dați inclusiv mail-uri, ne găsiți acolo pe startup.ro. Iar Cosmin, da, Cosmin, cum spuneam, pentru întrebarea anterioară, te punem în contact după emisiune, pentru un răspuns cât mai precis. Hai să vedem un pic, poate, nu știu, din perspectiva voastră, pentru că vorbeam de economie. Da.
Ce semnale vedeți voi? Ba, că unii sunt foarte optimiști, unii sunt mai negativiști, văd ape turbo în față. Cum vedeți voi și cum ar trebui să se pregătească antreprenorii pentru orice situație până la urmă? Faptul că îmi pui întrebarea asta este foarte important. Cu siguranță că în 2007 nu punea nimeni și nu se gândea nimeni la o astfel de întrebare. Aici e diferența momentului ăsta față de momentul 2007, o diferență extrem de importantă. Nu sunt în măsură să vorbesc despre ceea ce urmează din punct de vedere macroeconomic, dar o să-ți dau o perspectivă mult mai interesantă. O să-ți dau perspectiva de la firul ierbii, perspectiva antreprenorilor și a oamenilor care se ocupă de zona de finanțare. Concluzia BTMIC este că, indiferent ceva să vie, da? Aș zice că suntem mai pregătiți la momentul ăsta, atât mediul antreprenorial cât și cei ce finanțează. Și suntem mai pregătiți, îți dau un exemplu foarte simplu. Sunt foarte puțini acei clienți care vin, ne bat la ușă și ne spun dați-mi și mie la cât mă încadrez. Știi? Că asta se întâmpla înainte de 2008, asta se întâmpla, toată lumea venea să ia bani și făcea cu ei de toate. În momentul ăsta oamenii sunt foarte chipzuiți, da? Nu se întinde cât le e plapuma și foarte important și noi la rândul nostru nu le dăm fix cât putem să le dăm maxim, ci le dimensionăm corect finanțările. Aș zice că mediul antreprenorial și mediul financiar este mai pregătit la momentul ăsta, tocmai din motivul că am depășit o criză și e destul de recentă. Eu personal eram tot în banking la momentul ăla, am trăit-o pe pielea mea, sunt mult mai atent la momentul ăsta, sunt mult mai atent acum. Și chiar da, probabil că și de aia. Suntem mult mai atenți acum și probabil că asta se întâmplă și cu antreprenorii. Chiar dacă nu ei au trecut prin momentul ăsta, cineva foarte apropiat a trecut în perioada 2008 și există strângerea asta de inimă. Și probabil că nu o să urmeze un moment asemănător, cel mai probabil. O altă întrebare, dacă finanțați voi sau în general banca, dacă finanțează afaceri sociale și o să fac eu un search, afaceri sociale sau poate chiar ONG-uri? Da, suntem deschiși să finanțăm orice fel de afaceri care înregistrează venituri. Uh-huh. Da? Dacă înregistrează venituri doar din donații, din păcate, legislația în vigoare nu ne permite finanțarea lor, nu pot accesa credite. În schimb, dacă ONG-urile au venituri din donații, dar au venituri și din eventuale de vânzări sau de produse, producție, da? Nu există niciun fel de impediment în zona de finanțare. Suntem limitați din punctul ăsta de vedere de legislație. Am înțeles. Deci, practic, doar să fie... Practic, să fie o afacere socială, neapărat. Să fie o afacere socială, adică sunt ONG-uri care au donații, dar ok, fac și niște chestii pe care le vând. Da. Acolo ne putem uita și putem merge în zona de finanțare. Am înțeles. Mariana, îți mulțumesc foarte mult. Și eu mersi. Pentru participare și răspunsuri și la cât mai mulți antreprenori finanțați și mulțumim. Care să meargă mai departe. Mulțumim. Să ne vedem în 2020 cu... Minim 15.000. Minim 15.000. Minim 15.000. Voiam să mă rog ca 20.000, da. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat acest Q&A live. Cum spuneam, pentru cei care nu au primit încă răspunsul la întrebări sau dacă veți comenta după ce live-ul se termină, putem să dăm mai departe întrebările voastre pentru a primi răspuns. Deci ne uităm cu atenție și dăm mai departe ca întotdeauna atunci când am făcut live-uri aici pe startup.ro și pe grupa Antreprenorilor de România unde am fost live. Eu am fost Vlad Andreescu, vă mulțumesc foarte mult, noi ne citim în continuare și ne vedem pe startup.ro. Dacă aveți orice întrebare, orice dilemă, puteți să ne scrieți. Suntem și pe Facebook, suntem și pe site, deci suntem deschiși. O zi bună! Mulțumim!